Pentru cine își dorește un câine de oi, îs disponibil. E disponibil, nu? Da. Deci berbecul pentru cine dorește. Deci ăștia amândoi sunt disponibili, doi berbecuți, foarte fain din noi, bune. Vă salut, dragi prieteni, astăzi mă aflu la bunul meu prieten, Login Nicula, iar aici, în fața dumneavoastră, vă prezentăm o încrucișare între două rase foarte puternice și foarte bune de oi, și anume o mămică de Kangal și un tătic caucazian. O să vi arăt și o să pun pe video în minutele ce urmează și părinții. Din câte am înțeles eu, Login aici are 3 masculi și 2 femele pe care o să ni-i prezinte. Bineînțeles, ei sunt disponibili pentru cine își dorește un câine de oi. Îs disponibili. Acum cât timp au? Vreo 2 luni. 2 luni, undeva la 2 luni. Sunt foarte frumoși. Da. Foarte, foarte frumoși. Au luat mai mult de la mămică decât de la tătic. Dar dacă iau și din masivitatea tăticului, e perfect. Haideți că aici avem o pereche. După cum se poate observa, în stânga e o femeliță, iar în dreapta un mascul. Niște căței foarte, foarte frumoși. Bine îngrijiți. Cu deparazitări, tot ce trebuie. Da. Ce interesați, îi scrieți la Login în privat, o să-i las și numărul, dar îl găsiți și pe Facebook, Login Nicula. Ăsta aici, doi mai negri, care dau pe tată. Aici cred că avem doi masculi. Ăștia sunt ambii masculi. Da, ăștia sunt negri, cu alb, foarte frumoși. Iar acolo mai avem o femeluță. În total au avut 9, însă 4 ori plecat deja. Au mai rămas ăștia 5. M-a spus sunt disponibili și puteți să luați legătura cu Login foarte, foarte ușor. Merg să vă arăt și masculul, pentru că latră aici lângă mine. Și bineînțeles o să vă arăt pe parcurs și mămica. Și am ajuns aici și la căprițe. Iată, are Login 4 ieduți. Da, țapul a fost și el cu urechile de astea mici, da, a? Da, da. Ce fain e. Foarte fain. Frumos e tare. Nu, astea 4 le-ai avut. Am avut un țap la întear. Ei. Și țapul ai avut, așa? Și acum să oprești din ăștia sau? Da. Să pic. Din ăsta, să pui. Frumos. Și de fătat care mai? Asta mică. Asta mică. Miluța, Nu, foarte fain. De la 3 capre, 4 iezi. Da. Foarte bine. Să fie sănătoși. Frumos tare. Foarte frumos. Pe care te-ai gândit să-l oprești? Ăla, cred. Ăla. E fain așa că aduce și ea... Da, colorat, așa. E și colorat, cu dunga aia pe spate, da. Ai impresia că e ceva metis de alpin, așa, da. E foarte frumos. Frumos tare. Hai, acum mai avem să vedem și... și mieluții mici. Ăștia cât au? Închid aici? Eh? Închid? Hai să închid. Lasă că închid aici. Că este lumină, vedem noi cum îi aducem. Stăm un pic acolo. Ia uite, ăștia sunt mieluțe sau berbecuți? Mieluțe sau berbecuți. Deci în stânga mea, cum ar veni, cum vă uitați dumneavoastră, în stânga ai mieluța și în dreapta ai berbecuțul, la el în mână invers. Frumoase.
frumoase și mămicile. Foarte fain. Ăștia cât timp au? O săptămână. O săptămână, nu? Frumos tare. Foarte frumos. Mergem și la ele în spate să le vedem. Nu prea vor să stea. Nu prea vor să stea la poză nici cum. Să le filmăm un pic, dar lasă, nu le mai stresa că de dau eu. Gata. Lasă-le așa. Bun, de aici care mai ai de foto? Nu știu dacă sunt. Deci aia din spate cu coarnele mari. Da. Și asta prima aici. Nu se vede de aici, mai de la mine, dar hai treci pe camera. Hai că trec să le vedem așa mai bine, că nu prea stau la poză. Hai că aici are login și oile fătate. După cum puteți vedea, niște exemplare de excepție. Foarte, foarte frumoase. Și aici avem și pe mama cățeilor, dacă am pus la începutul videoclipului, am pus cățelușii. Asta e mama cățeilor. Iar pe tatăl cățeilor o să-l vedeți la sfârșitul videoclipului. Foarte frumos, foarte masiv caucazianul. Femela, după cum bine puteți observa, e de Kangal. Stă între oi. N-am reușit să o prind cum pupa mieluții. Deci, pentru cine își dorește un câine de oi, o să las numărul lui login în descrierea videoclipului. O să las și un Facebook, dar puteți găsi și pe Facebook foarte ușor, login Nicula. Da. Foarte, foarte, foarte ușor. El vă poate da toate detaliile. Cât despre oi, nu știu ce aș putea eu să vă zic decât că nici nu știu ce să zic. Oile sunt foarte bine îngrijite, se poate vedea. Am spus niște mieluți de excepție, se vede soiul și rasa. Ia uitați-l. Ăsta-i. Foarte fain. O să mergem și la cele de afară, să vedeți ce mai are acolo tineretul de anul trecut și din câte am înțeles mai are două să-ți fete. Astea sunt toate? Sau mai ai și mai micuți? Am două care ai scătat în ele. Da? Foarte fain. Și-au dat drumul foarte bine de ultima dată de când am fost la tine. Foarte, foarte bine. Cred că e o lună de când am fost. Cam o lună, așa-i? Și-au dat drumul bine de tot. Foarte frumos. Mergem un pic și la cele de afară. Da. Și cred că acolo o să și închidem acest video. Nu pot decât să-l felicit pe Login pentru aceste exemplare și mergem să vedem ce mai e pe aici. Deci asta de aici din dreapta, asta mai e de fătat. Și lângă bucălaia. Așa, gata. Și asta. Și restul tinere de anul trecut. Da. Foarte faine, da, nouă tinere. Superbe. Să dea Dumnezeu să fete cu bine și astea două. Da. Oricum, exemplare foarte frumoase. De vânzare ceva mie, dacă e cineva interesant, berbecuț, de fapt dată nimic. Numai berbecuț. Da, n-am înțeles. Dar dacă cumva o fi cineva, îi scrieți lui Login pe Facebook
Și el vă dă toate detaliile, da. Și la Paști, berbecuți de tăiat nu prea ai. Din câte am văzut eu. Nu prea sunt de tăiat, mai mult de prăsâlă. Foarte, foarte frumos. Mai ales să vedem și berbecul mare. Și cam asta-i. Deci ăsta e muntele. Frumos berbecul, mă. Și mare grozav. Foarte frumos. E disponibil, nu? Da. Deci berbecul pentru cine dorește, berbecul are login disponibil. Și eu zic că merită toți banii. Da. Cum a... Nu-i bun, e mare, rău de tot e mare berbec. Sincer. Foarte, foarte mare berbec. Nu știu cum se vede el pe cameră, dar în realitate chiar e foarte mare berbecul. Nu. Deci. Hai. Nu, mă vede pe mine și nu vrea. Anul ăsta, anul trecut, o mârlit prima dată, nu? Da. Deci e și tânăr. Da, e de viitor. Frumos berbec oricum. Frumos. Și mare, mare grozav. Da. Cam ăsta a fost videoclipul pentru astăzi. Încă o dată, pentru cei interesați, login Nicula, îl puteți găsi pe Facebook. O să las eu și numărul lui în descrierea videoclipului. Până data viitoare, vă salutăm, vă respectăm și toate cele bune. Sănătate multă!